Uite, că m-a întrebat la un moment dat cineva: Radule, cum îmi dau seama când o relație nu mai merge? Dăm două exemple clare. Clare? Păi, rugină în casă. Rugină în casă. Încep să scârție ușile. Patul. Păi la pat m-am gândit prima Era o oară. metaforă. Sexul nu mai e bun. Sexul, indiferent de ce faci, indiferent cum e, nu mai e bun. Că nu mai funcționează. Structura feromonală nu mai funcționează. Cei doi nu mai sunt în tandem. Deci primul este sexul. Da? Și al doilea element care definește finalul de relație are legătură cu modul în care tu vorbești și ești înțeles. Modul în care el, partenerul, vorbește și este înțeles. Se întâmplă ca, pornind de la ideea parțial corectă că există diferențe în interiorul cuplului, tu să mergi pe o pantă greșită total, în care afirm că există diferențe de cogniție și de emoție între voi doi. Lucru care nu e adevărat. Fiindcă e vorba de o diferență de abordare a unor elemente, nu de cogniție și de emoție. Voi doi, după un anumit timp, sunteți cumva identici. De exemplu, omul care nu a avut încredere în el, omul care a avut senzația că nu poate să facă anumite lucruri, omul care a spus nu la foarte multe lucruri care l-ar fi pus în lumina reflectoarelor, că e o să fie discutat, a ajuns să fie foarte vizibil și liniștit când e vizibil. Și atunci spui, ce a învățat omul ăla de la tine? Omul ăla de la mine a învățat că se poate și altfel. Se poate și altfel. Acum, iar acum voi vorbi cu voi uman, nu profesorul, nu psihologul, nu sunt, sunt doar Radu. Ascultă-l pe Radu. Când începe o relație de cuplu și relația asta are la bază, ca și început, dorința de a experimenta fără rușine, fericire. Atunci ești pe drumul cel bun. Când îl vizualizezi pe omul de lângă tine, drept un partener de viitor, înseamnă că ești pe un drum și mai bun. Și mai e un lucru la care să te gândești. Când te vei simți bine, și când spune omul de lângă tine tâmpenie, și când are impresia că nu e bun, și când scapă un pahar din mână, și când trage scaunul la bucătărie și zgârie podeaua, și când nu știe să pună ușa la loc, și când dă drumul la apă la 4 dimineața, că a fost îndeajuns de tâmpit să te trezească, și tu te simți cu toate astea bine, 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 pe total, ție ți-e bine lângă el, înseamnă că ai ales bine. Așa, uman.